La Cnalde avem o competiție de ouă bătute cu telul. Lăsa-l, doamnă, la mine să bat. Deci cum se bate? Curs, hai! Ia! Ușor să nu... Băi, a mers, mă, a mers. Doamne, ajută măciulița domnului Marvin, era ta! Bine! Sincer, păcat că ouăle au fost bătute bine. Ar fi primit și bursucul ce merită. Tot la Canal D, Ioana Tufaru se exprimă academic. De ce te interesează atât de tare ce gândește lumea despre Nu, tine? Să știți că nu mă mai interesează. La început mă interesa, acum chiar, vă rog să mă scuzați de expresie, chiar mi se rupe. Opa! Deci mi-am cerut scuze de expresie. E bine că ți-ai cerut scuze. Ne cerem și noi scuze în numele televiziunilor care te exploatează în halul ăsta de atâția ani. Tot la Canal D, Gabriela Cristea ne povestește amintiri din copilăria ei. Știți când iese Oxford afară de-l plimbăm? Câinele mai face și... Așa, și adunam chestia aia și o puneam într-un ziar. Și ne duceam la ușa omului și dădeam foc la ziar și sunam la ușă. Recunoști cinstit, nu-i frumos. Prefer două flori. Ieșa, asta zic, prefer două flori. Omul ieșa, când vedea flacăra, ce credeți că făcea? Cu piciorul direct în... Tot la o emisiune de prietenire în tovărășire, dar difuzată de un alt canal, tanti Băureanu Vaida recunoaște în sfârșit. Eu n-am studiat psihologie, da-s babă bătrână, da-s babă bătrână. Aceeași Mirela se distrează de mama focului în emisiunea popularească. Hai pentru Lilia mea! Să vedem de la distanță de iubire între noi. Hai! Pentru Lilie din Giulești, se știe! Da, am înțeles, deci mesajul spune tot. For the rest of my life, ce pereche minunată, să vedem de la distanță ce iubire între noi. La România TV, Cristian Zahărescu s-a îndrăgostit iremediabil de un cuvânt. Ascultați, vă rog, de câte ori spune evident. Le lua și le distribuia mai departe, evident, tot cu ajutorul internetului. Evident, acest lucru este ilegal, chiar intenționat să se înscrie în această organizație. Evident, peste câțiva ani poate să fie reținut, însă evident că această decizie va aparține anchetatorului pentru a se emite pe numele său și mandat. Evident, evident, le vom transmite în direct de aici, la sediul de ICOT. La Antena 1, Mihaela Călin trage și ea o bâlbă. Pompierii gălățeni s-au săturat să tacă și trag un semnal de alarmă. Adevărul e că le-ai combinat. Din tacă și tragă a ieșit tracă. Pompierii gălățeni s-au săturat să tacă și trag un semnal de alarmă. Tot la Antena 1 aflăm ce puls are Octavia Geamănu. Mulțumesc, Octavia. Cu drag. Ce puls ai? 9,6. Avem două comentarii. 9,6 nu este puls, ci tensiune. Și în cazul tău e foarte mică. Bagă și tu vreo 2-3 cafele în tine acolo. Mulțumesc, Octavia. Cu drag. Ce puls ai? 9,6. La Digi24, un reporter face o confuzie la modă. S-a redus capacitatea stadionului de la 7500 și... ceva până la 4800 după inspecția ISIS. Domnule, e greu de crezut că ISIS face inspecții, că dacă făcea, vă lăsa și amintire bubuitoare. Doamne, apără și păzește. S-a redus capacitatea stadionului de la 7500 și ceva până la 4800 după inspecția ISIS. De la România TV aflăm câtă șpagă primea fostul primar Oprescu. El a fost prins în flagrant în timp ce primea 25 de euro mită. Bă, ce oameni răi, bă! Pentru 25 de euro mită l-au băgat la bulău, bă! Ce oameni răi, bă! El a fost prins în flagrant în timp ce primea 25 de euro mită. Și ca să încheiem în spiritul sărbătorilor, fostul ministru de interne și fiul lui Băsescu, Traian Igaș, cântă o melodie de sezon. Asculați, voi români, Hristos s-a născut. Sculați, voi români plugari, Hristos s-a născut. Doamnelor și domnilor, începe clipa de fericire. Bine ați venit la o nouă ediție a celei mai originale emisiuni de pe planetă. Clipa de fericire! Mersi, dragii mei, mersi! În această seară
avem reala onoare și plăcere de a discuta cu cineva care nu mai are nevoie de nicio prezentare. Sau, mă rog, în trecut nu mai avea nevoie de nicio prezentare, nu-i așa? Doamna Andreea Blemarin Corai! Bună, Andreea! Bună, Amalia! Ce faci? Surprinzător de bine, mulțumesc! Tu? Bine, bine! Cum te simți aici, la emisiunea noastră, Pipa de fericire? Auzind de jingle-ul din fosta ta emisiune, te-au năpădit amintirile, nu-i așa? Da, așa este! Și cum te simți? Suferi? Nu, de ce? Ei, măcar un pic așa de ciudă că nu mai apar la televizor. Păi... Și tu aveai o traiectorie ascendentă până când te-ai lovit de Ștefan Bănică și te-ai oprit? Mă rog, te-ai lovit e varianta lui, nu-i așa? Nu, pentru că, draga mea, eu nu mai trăiesc în trecut. Păi, bun, dar atunci ce cauți cu clipboard-ul și microfonul în mână? Nu sunt de la noi, noi avem lavaliere. Lava... cum? Lavalierele sunt niște microfoane pe care ți le prinzi în piept și... Apropo, nu mă pot abține, arăt superb. Revenim. Avem aceste lavaliere pe care le prindem în piept și poți să vorbești în ele. Da, te auzi foarte bine. Uite, de exemplu, să vezi dacă auzi. Andreea Marin este o expirată. Cred că nu merge pentru că nu am auzit nimic. Și spune, draga mea, cum te simți? Ești supărată? De ce anume? Pentru că, în ciuda tehnologiei, în ciuda acestui decor minunat, e frumos, nu-i așa? Și în ciuda susținerii pe care o ai din partea postului ProTV, emisiunea ta nu merge prea bine. Ai dreptate. Draga mea, draga mea, nu mai plânge. Nu mai plânge pentru că ești conciliată. De mâine prezint eu. Urăsc, Andreea Blumării. Te invit să pleci. Lasă-mă în pace. Să vedem ce vrăji au mai făcut dorei noștri. În primul rând, au călărit freza Varvara și au executat Ditaș Surpara la metrou. Da. Nu e normal totuși să se prăbușească o șosea în timpul unor lucruri. Studiam și noi, studiam pentru că la soluție trebuie să fie când am înțeles exact un problem. Posibil acum metodul sub control. Se știa dinainte de acest lucru? Da, se știa. Și dacă se știa, cum de s-a ajuns așa să se prăbușească drumul? Este un puț de turbulent care trage apa din... apa freatică, din subsol. Ba da, să știa despre chestia asta, asemenea incidente am înțeles că au mai avut loc și în, și în alte orașe, la Roma, la Barcelona. Suntem ceva mai fericiți când aflăm că și ei au dorei lor. Dar să revenim la ăștia mioritici. Undeva în Ialomița, doreii au distrus cetatea lui Dromihetă, încercând să facă rost de materiale de construcție pentru un pod. Un fel vinovat de distrugerea sitului arheologic. Eu nu mă consider vinovat, că nu am știut. Dealul vinea tot așa abrupt și au luat bucata asta. Cu excavatorul? Se vede acolo, cu excavatorul. Se văd urmele? Da. Dinții? Dinții de la cupă. Știți dumneavoastră că e sit? Nu vreau să știți că e sit? Eu nu știu dacă e sit.
De unde știți dumneavoastră? Am văzut. Până la urmă, arheologul șef și Dorel de la primărie s-au împăcat, dar cetatea lui Dromihete a dispărut. Sănătate, mulțumim. Bine, frumos. Vă sau striți. Și aveți grijă pe unde mai săpați. Nu mai sap deloc. Să ne veselim, Nițel. Ce îmi plac sărbătorile astea, dar hai să ne veselim, probi, și cu... Ce s-a mai întâmplat pe Facebook? Să vedem la cine nu vine moșul iarna asta. Dragilor, vă arătăm cum se distrează românii în ajun de Crăciun. Fiți atenți aici. Tradiționala poze de Crăciun, piții călărind porcul. Acesta, dragii mei, este un super antrenament recomandat fetelor care atunci când cresc și-au propus să găsească un porc cu bani. Da, foarte frumos. Urmează nenea Ionel, care, cuprins de remușcări, îl îmbrățișează pe prietenul cel mai bun după ce l-a îmbătat și l-a gazat. Auzi, Hubi, nu, stai așa, că ideea până la urmă e foarte simplă. Nu există porc prea urât, numai băutură prea puțin, așa că mai bei ceva? Să avem pentru porc cu ușorii noștri. Costel Eugen. Apropo de frumusețe, că tot veni vorba. Costel Eugen a declanșat o campanie de creștere a stimei de sine. El își roagă prietenii de pe Facebook să-i dea un like dacă au senzația că e frumos. Și cum nimeni nu-i dă niciun like, își dă el. Stați așa că asta nu e tot, nu se termină aici. El își dă și comentarii și tot el își răspunde. Ava. Te pup, mersi. Și eu. Bă, deci cu capul. Așa, și ca să pună capac, Costeluș, la final, mulțumește tuturor pentru like-uri și pentru comentarii. Wow. Săracul de el, cred că e dovada clară că există și băutură prea multă. Mamă, trist. Costel, sincer, acum nimeni aici nu crede că ești frumos. Pe cuvântul meu, chiar nimeni nu crede că ești frumos. Dar ai un like din partea cârcotașilor. Like, sper să fii fericit. Uite cum i-am făcut sărbătorile mai frumoase lui Costel. Hai să facem sărbătorile frumoase și unui cârcotaș. Decât? Care a trimis gafe.